Judecătoria Craiova a dispus vineri arestarea preventivă a minorului care a fost acuzat de lovire sau alte violențe și distrugere. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 13 spre 14 iunie, iar polițiștii care au ajuns la fața locului au găsit un tânăr de 18 ani din Craiova care le-a declarat că în urma unui conflict spontan ar fi fost agresat de un minor de 15 ani, care ar fi folosit un pistol tip airsoft, provocându-i leziuni la nivelul feței și corpului. Totodată, tânărul a mai declarat că i-a fost lovit și haionul autoturismului. Victima a depus plângere pentru lovire și alte violențe, dar și distrugere. În cursul zilei de vineri, suspectul a fost dus la judecătoria Craiova cu propunere de arestare preventivă. Instanța a admis solicitarea anchetatorilor și a dispus arestarea minorului pentru 30 de zile.